Le-am prins pe primele spadasine ale României în dimineața lui 19 iulie, la ultimul antrenament înainte de îmbarcarea pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Am tras cu ochiul la două meciuri pregătitoare între juniorii de la masculină de spadă și Ana Maria Brânză, Simona German, Simona Pop și Loredana Dinu, cele patru fete care pleacă la Rio fără să promită vreo medalie. Lecție învățată după clasarea pe locul 6 la Jocurile Olimpice de la Londra, când toți le vedeau cu aurul la gât. Acum, înainte de Jocurile Olimpice și după campionatul european de la Torun, unde am fost martorii unei finale românești la individuale între Ana Maria, care a adjudecat argintul, și Simona German, aurul. După bronzul luat tot acolo cu echipa, le-am regăsit pe final de cantonament, pregătite să-și facă bagajele, probând ultimele părți de echipament, Adidas, pantaloni și șosete. Marginile sălii erau haotic decorate cu tricouri, spade, costume albe și măști. Fetele s-au încălzit, apoi și-a îmbrăcat fiecare costumul cu numele imprimat pe spate. Sala era toată acoperită de clinchetele de spade, scârții de Adidas pe planșă și sunete de beculețe roșii sau verzi care se aprindeau la tușe marcate, pe care sperăm să le auzim repetat până în finalele din Brazilia. Când au început concursul, s-au susținut cu toții din poziții turcești, precum fac întotdeauna la campionate. Și comentatorii de la Europeanul din Torun observau cât de unită e delegația României în comparație cu altele, cum stau la un loc pe marginea planșei și strigă unii la alții că e feminina de spadă sau masculina de sabie. Ne-au spus toate cât de important este că sunt sănătoase și nu vor decât să ajungă întregi acolo împreună. Sunt liniștite, au reușit să blocheze zgomotele exterioare și presiunea, parcă mai mare decât cea de 4 ani, când aveam calificate și o echipă de gimnastică, alta de polo, de la care speram printre altele rezultate. Nu le sperie virusul Zika pe cât le sperie uneori gândul terorismului sau al jafurilor. Sunt toate pentru una și una pentru toate. Chiar dacă tensiunea a fost, ca în orice echipă, chiar dacă pentru Simona German va fi ultima competiție înainte să se întoarcă definitiv la familie. Probele de la Jocurile Olimpice sunt ca orice alte probe internaționale de scrimă, cu ceva puncte extra în clasament, dar așa au de gând să le trateze. Asalt cu asalt, fandare după fandare. Cum va fi echipa după Jocurile Olimpice? Nu putem decât să așteptăm și să aflăm, dar mai întâi să-i dăm un vot de încredere la Rio. Le vom vedea evoluând la proba individuală de pe 6 august pe spadasinele Ana Maria Brânză, Simona German și Simona Pop, iar la proba de echipe de pe 11 august pe aceleași 3 și pe Loredana Dinu în calitate de rezervă.